Iar premierul Nicolae Ciucă a anunțat că rețelele de transport de energie electrică și cele de transport gaze din zona de sud-est a Europei vor fi finalizate până la vară. Așa că, spune șeful guvernului, România va beneficia din toamnă de noi cantități de gaz lichefiat transportat prin rețele din Grecia și Bulgaria. În întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Bulgariei, am discutat aspectele legate de modalitatea în care lucrează împreună cu partea greacă la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria și Grecia. Am avut și am primit garanții că toate aceste lucrări se vor finaliza vara aceasta în luna iunie și ulterior va urma procesul de teste astfel încât în toamna acestui an să putem să beneficiem de tranzitul de gaz lichefiat care poate fi alimentat în portul Alexandropolis din Grecia. Potrivit premierului, o altă sursă de aprovizionare cu gaz și nu numai a Europei de Sud-Est, ci a întregului continent, va fi conducta Transbalcan. De asemenea, am discutat aspectele legate de ceea ce poate să însemne în sporirea capacității de aprovizionare cu gaz pe conducta Transbalcan. Toate acestea sunt oportunități și posibilități care pot fi folosite nu numai pentru România și Bulgaria, ci și pentru celelalte țări din Europa.